O petrecere de majorat s-a transformat într-o tragedie la Iași. În urma unui conflict, un tânăr de 20 de ani a murit înjunghiat în inimă. Alți doi tineri se află în stare gravă. Unul dintre ei este internat la spital cu 8 plăgi înjunghiate în abdomen. Totul s-a întâmplat în localitatea ieșeană Ciurea, unde, în timpul unei petreceri de majorat cu 30 de invitați, mai mulți participanți au intrat într-o încăierare. Sebastian, un tânăr de 20 de ani, a intervenit să aplaneze conflictul, moment în care a fost înjunghiat în inimă și în spate. Medicii sosiți la fața locului n-au mai putut face nimic pentru acesta, tânărul murind pe loc. Au găsit un tânăr de 20 de ani în stop cardiorespirator cu multiple plăgi înjunghiate, care nu a răspuns manevrelor de resuscitare. Și apoi s-a mai trimis încă un echipaj tip B de la serviciul de ambulanță, care a mai găsit încă doi pacienți cu multiple plăgi înjunghiate abdominale și toracice. Alți doi tineri de 19 ani prezintă multiple plăgi înjunghiate la nivelul superior al corpului. Unul dintre ei a ales să meargă la domiciliu după consultul medical. Celălalt este însă internat la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași în stare gravă. Agresorii au fugit după atac, însă au fost prinși de către polițiști și arestați preventiv la scurt timp după crimă.